Centrul cultural din Cumpăna va funcționa într-o clădire veche care va fi renovată și dotată cu mobilier nou și aparatură de ultimă generație. Locația va fi destinată tinerilor care vor beneficia de o discotecă, o sală de bowling, dar și de un teatru antic. Pe lângă spațiile destinate petrecerii timpului liber, în împrejurim va fi amenajat și un parc cu o suprafață de un hectar. Primarul localității Cumpăna, Mariana Gâjiu, spune că acest centru este așteptat cu nerăbdare de toți locuitorii comunei. Un obiectiv dedicat tinerilor, mult așteptat de tinerii comunei Cumpăna. Nu există în localitate niciun centru de distracție. Sunt peste 4500 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. În cadrul acestui complex centru de tineret nu va avea doar sala de spectacole, sala de discotecă, nu va avea doar sala de bowling sau violetul, ci va avea și un teatru antic, un teatru în aer liber, unde bineînțeles că pot să vină absolut toți locuitorii comunei Cumpăna, indiferent de vârstă. Avem alocate un hectar de teren unde vor fi construite alei, unde va fi creat încă un mini parc. Proiectul în valoare de peste 4 milioane de lei este finanțat din fonduri europene și se va derula pe o perioadă de 17 luni. Spațiul destinat centrului cultural, cu o suprafață totală de 1218 metri pătrați, va putea găzdui aproape 3500 de persoane. Inițiativa aparține Primăriei Comunei Cumpăna în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană.